n-ai făcut nimic. Nimic. Păi și de ce ai fost reținut? Păi, nu știu. Asta rămâne să se confirme. De ce a zis că l-ai violat? Păi vine de o săptămână aici pe drum acum. Și a venit cu băieții ieri la graj de acolo și cred că asta se scoată, m-a băgat pe mine. Fapta bărbatului i-a șocat pe colegii săi de la hipodromul din Ploiești. El a încercat, probabil, nu știu, poate să-i facă un pic mai nervos, nu chiar plăcut. E un gest foarte urât, e dureros, dar asta e, s-a întâmplat. Așa ceva eu nu credeam că putea să fie dânsul capabil. A fost poliția, a luat... O fată violată acolo în graj, a violat-o? Nu știu dacă în graj, undeva într-o cameră acolo. Medicii legiști au confirmat că fata de 15 ani a fost violată. Victima a fost examinată medico-legal. Există urme de leziuni traumatice. Să știe despre autorii în recidivist. Este un bărbat de 43 de ani, recidivist. Bărbatul a fost reținut și dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi o pedeapsă de 10 ani de închisoare.